Bună ziua, sunt Mihai Popescu și astăzi la Hot News vorbim cu Mircea Busuioceanu, vicepreședinte, divizia de risc de la Raiffeisen Bank România. Bună ziua, Bună Mihai. ziua! Mulțumesc pentru introducere. Ați avut o creștere pe zona de planuri de investiții, de pensii facultative și de asigurări de viață cu elemente de economisire. Cum vă explicați această creștere în condițiile în care se cam știe că românii nu economisesc? Cred că lumea noastră se schimbă. Cred că românii se schimbă. Cred că perioada în care românii nu erau preocupați de economii a fost mai degrabă legată de conjunctura economică generală, de o anumită stare de sărăcie în societatea românească, pentru că cultural, dacă ne amintim și zicalele din copilărie, românii au acest concept destul de bine înrădăcinat. Și ce cred eu este că, pe de-o parte, creșterea veniturilor, și dacă ne uităm în ultimii ani, creșterea nivelului de trai în România este o realitate, combinată cu eforturile de informare din partea jucătorilor din industria bancară, atât individual cât și colectiv prin Asociația Română a Băncilor, cât și prin eforturile Băncii Naționale. Pe de altă parte, dar și, dacă vreți, creșterea atractivității investițiilor în domeniul financiar ca urmare a curbei de dobândă, a evoluției curbei de dobândă, toate astea au condus la un interes mai ridicat pentru genul acesta de produse. Dacă vorbim de Raiffeisen Bank specific, aici am avut tot așa o combinație de elemente care au condus la această evoluție. Pe de o parte, desenarea de produse și servicii adecvate acestui stadiu de dezvoltare al societății, cu accent pe partea de economisire, investiție și pregătire pentru pensie, deci existența acestor produse atractive, o comunicare și o informare, să-i spunem, permanentă cu privire la aceste opțiuni și, nu în ultimul rând, foarte important, un efort de, dacă vreți, de dezvoltare a serviciilor pe care le oferim prin creșterea pregătirii personalului pe această zonă de produse, dar și dotarea lor cu tehnologia necesară pentru a susține genul acesta de produse. Și rezultatele, cum ați observat și în asta, au fost foarte bune. De exemplu, suntem foarte fericiți că anul trecut unul din doi români care au accesat o pensie facultativă ne-au ales pe noi. Este un semn de recunoaștere pentru care suntem foarte fericiți și, de asemenea, compania noastră de asset management, Raiffeisen Asset Management, a redevenit numărul 2 în piața fondurilor mutuale, lucru care arată, dacă vreți, eforturile pe care le-am făcut în această direcție. Ați avut și o creștere a depozitelor. Oare vine de la această criză a inflației în creștere sau oare este ceva ce a schimbat Raiffeisen în abordare? Cred că răspunsul, iarăși, aici este combinat. Suntem într-o piață cu o lichiditate redusă. Lichiditatea din piață astăzi este la nivel record. Deci era normal să existe o creștere a disponibilităților în industria bancară, iar Raiffeisen nu face excepție. Pe de o parte, pe de altă parte, ce vă spuneam mai devreme despre atractivitatea crescută a produselor de economisire, depozite față de perioada precedentă, credem că a contribuit și asta la acest subiect. Și nu în ultimul rând, și aici pentru un banchier, dacă vreți cuvântul cheie, este vorba de încredere. Iar creșterea depozitelor, în realitate, semnifică încrederea clienților noștri, încredere care ne străduim să o câștigăm în fiecare zi. Ce impact asupra economiei reale au avut creditele acordate de Raiffeisen către IMM-uri și către corporații? Cred că, în primul rând, aici Raiffeisen a încercat permanent de la înființare să fie un suporter activ al economiei reale. În acest sens, dacă vă uitați, faceți o analiză, o să vedeți că avem unul din cele mai bune rapoarte credite
față de total active, ceea ce înseamnă că suntem buni în a mobiliza resursele atrase pentru finanțarea economiei reale. În ultimii 2 ani, portofoliul nostru de credit a crescut cu 25%, ceea ce este o creștere rapidă și arată o contribuție deosebită la finanțarea economiei reale. Dacă ne referim strict la anul precedent, la sectorul de corporații, aici am crescut cam cu 8%, iar în sectorul de IMM-uri cam cu 7%. Și, evident, dorința noastră este să continuăm pe același drum și să fim unul din cei mai importanți jucători. Anul trecut ne-am menținut a treia poziție ca și creditor al economiei reale și suntem convinși că vom putea contribui în continuare. Credem foarte mult în acest rol al băncilor de a contribui la finanțarea economiei reale și de aceea eforturile noastre sunt foarte concentrate în această direcție. Iarăși o mare realizare anului precedent a fost acordul încheiat cu Fondul European de Investiții pentru o nouă schemă de garantare dedicată companiilor mici și mijlocii, pe definiția europeană, lucru care va susține în continuare eforturile noastre în această direcție. De ce este important să susținem mediul înconjurător prin active ESG? Revenim la dacă vreți, la esență sau la lucrurile fundamentale. Iar unul din lucrurile fundamentale este că o generație nu ar trebui să consume din resursele altei generații. Da? Mediul înconjurător a devenit un subiect foarte important pentru societatea modernă, iar băncile, prin rolul lor, trebuie să transpună în economie acest interes al societății. Pentru noi, și dacă știți istoria noastră, noi întotdeauna ne-am poziționat de partea unei activități responsabile și cu o viziune pe termen lung, iar această concentrare pe problemele de mediu se mulează foarte bine pe acest ADN al nostru. Deci ne-a venit cumva natural, ca să spun așa. Am finanțat anul trecut, de exemplu, activele relevante în materie de mediu, în cazul nostru, au crescut cu 75%, ceea ce este o dinamică, dacă comparăm cu ce am vorbit mai devreme, o dinamică extrem de accelerată. Am finanțat mult energie verde, am finanțat mult proiecte de eficientizare energetică, pentru că credem foarte mult în reducerea, odată în acest tip de generare de energie, dar și în reducerea consumului, ca fiind metode de a proteja mediul. Anul trecut, de asemenea, am avut prima emisiune de bonduri sustenabile, ceea ce a marcat un nou pas înainte în a aduce acest concept în România și vom continua pe această cale atât prin informarea societății despre ce înseamnă această tranziție din perspectiva ESG, cât și prin susținerea directă a acestor eforturi. Care e viitorul bankingului în România? De aur, era o vorbă. Eu cred că industria bancară va continua să susțină convergența României către performanțele economice ale Europei de Vest. Cred că va continua să concentreze industria, vedem semne de concentrare, cred că va continua în această direcție. Cred că digitalizarea va fi un subiect care va continua să fie pe agenda băncilor, competiție din ce în ce mai puternică, mă aștept să văd în perioada următoare și sper clienți din ce în ce mai mulțumiți. Se vorbește din ce în ce mai mult despre influența AI în economie. Vom vedea niște AI în bankingul de la Raiffeisen? Eu sunt un mare fan al inteligenței artificiale. Cred foarte mult în potențialul pe care îl poate aduce inteligența artificială într-o economie ca cea a României. Dacă vreți, în toate țările cu
provocări demografice, inteligența artificială este o soluție pentru multe dintre probleme. Cred că în banking inteligența artificială va juca un rol important. În Raiffeisen am început să investim în asta din 2018, deci suntem astăzi, dacă vreți, la un nivel de maturitate destul de bun. Avem deja mai multe use case-uri dezvoltate intern, peste 10, lucrăm și cu use case-uri achiziționate la diversi vendori, dar avem această dorință și capabilitate de a dezvolta intern și cred că în următorii 3-5 ani progresul în această zonă va fi deosebit, atât în banking, cât și în economia reală și evident sunt convins că Raiffeisen va fi unul din principalii jucători și în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!